Băi, alo, vă iubesc, mă? Astăzi o să facem o reacție așa mai spontană. Am ajuns și eu, probasem tricoul ăsta și am văzut că a scos Shelly Bass House The Movie trailerul, cum ar veni. Așa că vă dați seama că nu putem să-l atăm să nu reacționăm la el. L-a scos fix acum 3 ore. Dăm direct like, că n-are cum, trebuie să fie tare. Apare cine trebuie, apare o grămadă de lume tare. Ne punem căștile pe cap și reacționăm, da? Hai să vedem ce dă filmul acesta. Trebuie să fiu și eu român să zic, nu mai sunt, mă, frate, filmele ce erau. Abonați-vă la canal, dați un like dacă vreți să veniți un abonat al zilei. Astăzi nu avem abonat al zilei, din păcate că e un clip spontan, dar pe viitor o să avem, da? În următorul sezon din Bass House. Am venit la trei variante de locații. Prima are... Voi e pe cea mai ieftină. Da, e puțin dubioasă. Da! Te-am sunat să-mi confirm și mie că vii la Bass House. Anul ăsta 5.000 de euro. 15.000. N-au zis 7. 15.000. Te-am sunat să-mi confirm și mie că vii la Bass House. Anul ăsta 5.000 de euro. Ai, Adrian la Academie l-au făcut gen... Se joacă pe ei, aia e tare. 15.000. N-au zis 15.000. Eu trag de pireul ăsta de 2-3 zile, zici că e beton de la terminarea de la casă. Tu la câte icre negre, dar l-ai băgat tine, zici că e sturion. Bine, mă, hai un 4.000. Hai, bagă-i pe BTP acum să-i văd eu, da? Ia vezi, au și intrat. Bă, Shelly! Shelly e cel mai tare pe vlog, cel mai tare pe idei, pe chestii, dar joacă prost, frate, după 3 filme, după 3-4 filme care a făcut, tot prost joacă. De nu știu, hai, de cum zice. BTP, acum a, da, acum au intrat. Eu, da? Ia vezi, au și intrat. Ia vezi, au și intrat. A fost așa foarte forțat. Gen Petre, cum ca pe ce au zis acolo, mi s-a părut că a jucat mai bine. S-a văzut mai natural. Am ajuns la casă, tot arată super, super creepy. Am vorbit la cazare și au dispărut niște oameni acum ceva timp. Uite, ăsta e șeful meu, Dănur, la TikTok-ul lui se mai tunde și unde mă tund eu, am văzut că se tunde și el, Armando. E șeful meu ăsta, îmi place de el, îmi plac TikTok-ul lui. Top! Ieftină și are și poveste în banii ăștia, îmi place mult rău de tot. Ia vezi ce poveste are, aia ești tău, că îi filmează undeva bază sau și ăla e creepy, gen e o fantomă. O să opresc aici că probabil îmi iau claim. Până nu sunt replici exclusiv în cinema. În fine, se bate Erica cu ăsta, nu prea e nimic așa. Ia uite-l pe Adrian, pe Iorga. Vezi că e tare filmat și realizat. Ia uite-o pe Maia. Opa, stai așa că aici cred că vorbește ăsta. Stai așa. Băi, derbedeule, lasă-l în pace pe prietenul meu. Mai spar Vlad Neamțu. Băi, derbedeule, e regele, mă, Vlad Neamțu. Care dați cu hits, ești fraierul de tot, pe bune. Gen. Care dați cu inefon, n-ar vezi de ce se dați la băiatul ăsta. A făcut el acolo niște bagabonțe lurite așa până Bass House, într-adevăr, într-adevăr. Dar în rest, care dați pe motiv de cum arată, de ce voce are, de astea sunteți terminați, pe bune, lăsați-o în pace. O, vezi ce bucă ți-a dat Adrian de elicopter de luptă. Dacă dau mai departe, tine tu să nu-ți după ea? Ia dă-mi. Și mi-o aduci în gură? Iar tăiem ca să ne luăm claim. Tare că au dat-o pe manea. Tare rău că au dat-o pe manea. Cine asta? Cine? Stai că nu gen, pe bune, cine e că nu înțeleg cine se așa. Ah, cred că e Scarlett. Nu știu, am zis doar, poate nu e ea. Că nu s-a, am crezut că îi se vede față, dar nu îi se vede. Ia uite, ce poveste de dragoste. Cei doi iubăreți. Ia uite, frumos, tare. Chiar tare film, adică cadrele sunt tari. Să iubească, să nu se mai plictisească. Bă, cât de tare cu Loganu! Cu Loganu direct de la zbâr! Bă, ce mă, nu te-ai e primat? Foarte tare că evenimentele astea sunt foarte recente care s-au întâmplat și care le bagă ăștia în clip. Sunt niște evenimente foarte recente care s-au întâmplat foarte recent, gen tu te aștepți un film, un film durează să-l faci, știi ce zic? Adică durează o perioadă lungă să faci un film și treaba foarte tare e că filmul ăsta e făcut foarte pe fugă, dar nu zic că e de calitate, zic că e făcut foarte repede și sunt evenimentele foarte recente, gen apare Loganul de la zbâr care când l-a primit, acum 3-4 luni l-a primit ăsta și toate chestiile astea care sunt foarte, foarte recente. Stați așa că mi-a intrat mesaj pe WhatsApp, a, de la editorul meu, de la Edi, cel mai bun editor. Așa, mi-a zis ok, că i-am trimis-o ceva, urmează un vlog tare. Și cum se numește? Sunt tare, mă, chiar e tare să-i vezi pe ăștia. Și e tare că joacă rolurile lor, gen, nu sunt altceva, nu fac altceva decât sunt ei. Da? A, a plecat tactul după lapte și nu s-a mai întors adevărat? O, mă, stai, băi, stai cu minte, lasă, băi, stai, mă, stai, mă! Lasă-mă că avem pe Scarlett în mântuitoarea, dacă răsare ceva ne apărea, nu? Da, Scarlett e aia, da, da. Hai, mă, stai, mă! Lasă-mă că avem pe Scarlett în mântuitoarea. Nu știu, eram curios, vezi că se ia de astea la gât. Dacă răsare ceva ne apărea, nu? Bă, gata, am citat. Că nu-i de glumă cu spiritele. Ți-e frică?
Ți-e frică? Dă-l pe Shelly, joacă cu Marlboro roșu pe el acolo. Tare că au păstrat. Tare, 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 tare rău de tot. Joacă și Bereche, frate meu, joacă și Petre, joacă cu grandă de lume tare. Uite-l pe David Ioan. Până acum n-a zis nimic David Ioan. Vreau să zică și el ceva. A murit cineva. Ce faci? Protecție solară, frate. E, campania, campania, Nivea. De asta ți arde ție acum? Gata, plecăm după băieți. Sper să nu ne pierdem în pădure. Sper să nu ne atace nimeni. Sper să nu plouă, dracu, că mi-am pus genii. Bun, 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 tare. Tare, mă, tare, îmi place, îmi place. O să mă duc la el de plăcere. Shelly, am să plătesc bilet și am să mă duc la film împreună cu prietenii mei. Din păcate, momentan, bilet la Beach Please nu mi-am cumpărat. Sperăm că o să prime și eu. Adică, sigur, îmi fac rost de bilet. Dar a fost proastă asta, rău de tot. Dacă aș fi, dacă filmările mele n-ar fi fost autentice și n-aș fi tăiat, aș fi tăiat asta că mi-am luat bilet sau că o să primesc gen, că pare că sunt amărit și că aștept să primesc bilet gen și nu e așa. Dar na, în fine, hai să continuăm. Bă, că de terminat să și las tot pe cameră. De asta vă zic, la mine nu există cutter. E la care la podcast, la cine face podcast, face cineva, Bugojira. Gen, și nu taie nimic, așa e și la mine aici pe clip, nu se taie nimic. Pământul rotund. Bă, dar știi ce am acum voiam să zic și am auzit vocea. N-a apărut Bereche, frate, dar acum apare, hm? 100%. Bă, ești bolnav psihic. Păi dacă era rotund, aveai mă talpa rotundă la Adidas. Ia întreabă-l mă. Că a apărut direct la final. Calbrește bine cu cel mai mare impact. 23 aprilie, deci din 23 l-avem în toate cinemaurile. Ia bilet, bashouse.ro. Dar stai așa puțin că vreau să n-am înțeles aici pe ce se certau ăștia. Stai puțin. Pământul e rotund, 100%. Pământul e rotund, 100%. Bolnav psihic. Păi dacă era rotund, aveai mă talpa rotundă la Adidas. Dacă era rotund, aveai. Așa. Ia întreabă-l mă pe Albert, că Albert știe bine cu astea. Bun, bun, ia întreabă pe Albert, că Albert știe bine, mamă, stai așa, Albert știe bine astea. Bun, tare, tare, gen tare filmul, bravo, Shelly, nu mă așteptam la altceva. Deci de n-am dat la cal de la Shelly pe clipul ăsta și pe toate. Shelly Media Vida Productions, Shelly, așa, și Bidra sunt băieții aia din România, nu știu cine, băiatul ăla de face rezumatul zilei, ăștia. Tare, tare filmul, tare realizat. S-au mișcat repede, îl avem în aprilie. De-abia ce a fost Bashouse în decembrie. Vă dați seama pe bune că ăștia au făcut istorie cu Bashouse. Gen, pe bune, pe bune, cine vorbește prost vorbește degeaba că au făcut istorie. Dar nu vorbește lumea prost, că n-am auzit să aibă hate Bashouse-ul. Dar pe bune au făcut istorie băieții ăștia cu Bashouse. Shelly a făcut istorie cu ce a luat Bashouse-ul. Și gen, gândește-te că mie Bashouse mi se părea lame. Că eu știu Bashouse de mult, de la prima aia o știu, gen, după s-a dus Syke, știu că s-a dus Syke cu Robică și de atunci și mi se părea lame, lame, rău de tot pe Bashouse și l-a transformat în istorie și nebun, a rupt efectiv, a rupt, e numărul 1 și a făcut pe toți tari, rău de tot, toți care sunt în Bashouse, în momentul de față sunt generația în daur pe YouTube, în momentul de față totul mai caută să ia la clipuri, am vorbit și eu cu niște cunii din ei să filmăm, în fine, cam asta a fost cu episodul, vă pup, pa, pa, pa.